și discutăm și cu Ionuț Moșteanu, candidat al Alianței Dreapta Unită la primăria Pitești, aflat în legătură directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc de telefon! Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, domnule Moșteanu. Ne uităm puțin la cum a arătat această campanie electorală, care este pe final. Foarte puține dezbateri între candidați, însă am văzut adevărate lupte de stradă între anumiți candidați și totodată vedem ce s-a întâmplat și cu Nicușor Dan. În spațiul public a apărut acel document despre care se spunea că face, e un document din CNSAS referitor la faptul că ar fi colaborat cu securitatea. A fost demontat în mare parte acest document, însă cum vedeți această campanie din acest punct de vedere? În primul rând vreau să subliniez ipocrizia PNL, că l-am auzit mai devreme pe domnul Sighiar Tău, care încearcă în continuare să păcălească electoratul de dreapta. L-au păcălit odată în 2020. Acum vor să aibă și beneficiile guvernării de 3 ani cu PSD. Au, și să fie și cu sufletul în rai, ca să spun așa. Au pus candidați împreună cu PSD, candidați comuni doar împotriva USR, candidatul primarilor USR. Sunt două partide în același buzunar, în buzunarul lui Ciolacu. Asta este realitatea și colo și colo se prefac că fac opoziție peneliștii la PSD ca să încearcă să se încerce să mai păcălească electorat, așa cum fac și la Pitești și în alte părți. Bătălia este între PSD și Alianța Dreapta Unită și oamenii nu se vor mai lăsa păcăliți. Dar legat de scandaluri, n-am văzut foarte multe scandaluri în afară de cele de la televizor. Am văzut diverse încălcări ale legislației, diverse încercări de fentare a regulilor campaniei de către unii, de către alții. La noi, de exemplu, de data asta n-au mai fost PSD-iștii aia care fură, au fost peneliștii, PSD Galbenul care fură, care au făcut outdoor în timpul campaniei la Pitești pe un ONG înregistrat la candidat acasă. Au produs pungi, deși legislația zice că n-au voie să producă pungi. Au distribuit materiale produse înaintea campaniei cu niște stickere pe ele ca să le deconteze în campanie. Tot felul de ilegalități au încercat de fiecare dată biroul electoral, cum se zice pe românește, le-a dat-o în freză. Niște oameni care încalcă regulile chiar în filiala ministrului justiției, arată cât de lipsiți de scrupule și cât de lipsiți de respectul legii sunt și unii și alții. Duminică la vot oamenii vor alege între Alianța Dreapta Unită și PSD. PNL-ul este o anexă a PSD-ului. A zis și Ciolacu săptămâna trecută, a dat o declarație și a spus că vor avea majorități și au un pact pentru a crea majorități peste tot pe unde celălalt câștigă alegerile sau celălalt dă primar. PSD-ul, dacă dă primar, PNL va asigura majoritate și invers. Ei bine, la Pitești eu voi câștiga alegerile și voi face o majoritate.